Salutare tuturor, eu sunt Alex și bine v-am regăsit cu un nou video pe acest canal. După cum probabil știți, am ajuns la 100 de abonați. Ce m-am gândit să fac pentru 100 de abonați este un sketch. Cum se numește, eu cred că v-ați dat seama din titlu, este momentul când. Cu siguranță toți ați avut și aveți acel moment când, nu știu, dau exemplu, dormiți și vine să vă trezește cineva sau... Sunteți într-un joc și vă dau cu cel mai prost de pe toată planeta asta. Știți, momentele alea. Eu am luat toate momentele astea și le-am unit într-un video și hai să vedem ce ne-a ieșit. Momentul 1. Atunci când dormi și te trezește maică-ta. Știți, momentul ăla când dormiți, sunteți așa relaxați, în pat, foarte bine, dar este luni. Sau este orice altă zi. Și dintr-o dată se aude o clanță care se deschide și fac vine maică-ta și te trezește. Atunci ești ceva de genul ăsta. Marș la școală. Momentul 2. Atunci când cineva îți spune ceva în genul te insultă, tu cum reacționezi? Reacționezi ceva în genul ăsta. Băi, prost! Următorul este momentul când ești într-un joc și ești dat cu cel mai prost de pe pământul ăsta. Să luăm un joc, așa că, de exemplu, eu joc skill, pentru că n-am bani de CSGO. Dar hai să spunem că joci CSGO, pentru că majoritatea aveți CSGO și na, bla bla bla. Și hai să vedem cum a ieșit. Alo, bă, dar tu ce faci aici? Bă. Cum să fie așa de prost? Fac, gata, mă lăs. Bun, deci astea au fost momentele la care eu m-am gândit pe că voi le aveți așa în viața de zi cu zi. Vreau să vă mulțumesc în această cale că voi m-ați ajutat ca eu să ajung la 100 de abonați, voi m-ați ajutat să mă ambiționez să fac episoade mult mai bune, să editez mai bine și să nu mă las. Știți că am făcut un video în care vreau să mă las de YouTube, o să vedeți, vi-l las în descriere, dar majoritatea mi-a spus să nu mă las pentru că eu pot să fiu mult mai sus, pentru că atunci eu mă învârteam în suma de 80 de abonați sau 70 de abonați, deci mă învârteam așa, nu creșteam deloc. Dar uitați că postând și dând share pe Facebook, voi m-ați ajutat să ajung la 100 de abonați. Bun, deci când cu acest episod am bun, nu uitați să dați un share pe Facebook, pentru că asta mă ajută să cresc, să dați un like și da, subscribe dacă mai vreți episoade cu mine. Până data viitoare, numai bine! Pa, pa!